Aici se pregătesc olimpicii. Județul Argeș va fi reprezentat la faza națională a Olimpiadei de Chimie de 7 elevi, în timp ce alți 2 vor reprezenta județul la Olimpiada Națională de Științele Pământului. Olimpicii sunt de la 3 licee din Pitești și se pregătesc intens, mai ales că unii dintre ei sunt calificați și la alte discipline. Până acum n-am făcut titrări și chiar să-mi trebuiască la proba practică, la clasa noua. Fiind prima dată când am făcut-o de titrări, s-a părut super interesant. Este un bun exercițiu pentru noi, pentru proba practică și ne va ajuta cu siguranță ce am văzut astăzi și ne dezvoltă abilitățile. Concursurile vor avea probe teoretice, dar și practice, ceea ce presupune o pregătire complexă, care nu se poate realiza fără o bază materială pe măsură. Pentru a susține pregătirea olimpicilor, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea le-a oferit posibilitatea de a face practică în Laboratorul de Calitate a Apei, unde specialiștii chimiști le-au fost îndrumători. Am învățat astăzi să facă niște titrări, niște metode volumetrice de determinare a clorurilor din apă, în cazul nostru. Într-adevăr, reacțiile nu sunt foarte simple. Ei încearcă să folosească sticlăria de laborator, sticlăria volumetrică, să măsoare volume. Elevii s-au familiarizat cu aparatura specifică unui laborator de chimie analitică și au realizat reacții chimice folosite în metodele de titrare, care fac parte din analizele volumetrice ale probelor de apă, dar și alte reacții.